M-am îmbrăcat special cu o geacă de la Renault, ca să vă prezint un Renault, evident. O să fie o prezentare mult mai scurtă decât v-am obișnuit, pentru că nu prea am ce să vă arăt mare lucru la acest Koleos cu facelift. Diferențele față de modelul 2017 sunt mai mult de tehnologie decât de aspect. O să încerc să le iau pe rând. O să vă spun înainte de toate că mașina este un vehicul cu echiparea de top care se vinde în România, adică Intens plus toate opțiunile posibile. Există o echipare inițială Paris care s-ar putea să fie adusă și la noi, dar nu se știe încă. De ce vă spun asta? Pentru că acest model cu facelift vine cu o serie de lucruri în plus, dar pierde câteva opțiuni care se pot regăsi numai pe versiunea mega top inițiale Paris. Bun, ce aduce nou acest Koleos? Legat de exterior, mașina a rămas în principal aceeași, deci nu sunt diferențe majore, dar pentru un ochi avizat avem spălătoare de faruri și noile faruri de ceață cu tehnologie LED. Tehnologia pe care o au aceste faruri de ceață permite un consum de 6 ori mai mic față de vechile lămpi de ceață pe care le înlocuiește această tehnologie. Deci astea ar fi chestiunile care se observă prima dată la exterior. În rest, e același Koleos pe care îl știți. Întorcându-mă la povestea cu inițiale, față de vechiul sau primul Koleos, în versiunea Intens nu mai poți opta pentru plafon panoramic. Plafonul panoramic este apanajul exclusiv al versiunii inițiale Paris și de asemenea nu mai ai opțiunea de scaune ventilate, care la fel a migrat către inițiale Paris. Și se mai spune ceva acolo de oglindă electrocromică. Avem și aici oglindă electrocromică, însă este fără buton on-off, deci este o versiune mai simplă. În rest, versiunea sofisticată este pe inițiale Paris. Deci astea sunt lucrurile pe care le-a pierdut Koleosul cu facelift în versiunea Intens, că v-am mai prezentat un Intens, și care pot fi găsite pe versiunea inițial. Însă, ce a câștigat acest facelift de la Koleos, ce aduce în plus, aduce o serie de modificări, eu zic că așteptate, adică un pachet de tehnologii care existau de altfel la Renault, dar nu pe Koleos, și anume un sistem de cruise control adaptiv, un asistent de oboseală și un sistem de frânare de urgență, un active braking. Era normal într-o versiune de SUV cum este Koleos să ai acces la aceste tehnologii și iată că acum ele sunt puse. Chestiuni care pot să fie încadrate tot la diferențe și pe care vi le pot prezenta din exterior. Acum avem și funcția de închidere automată, de pliere automată a oglinzilor când se părăsește vehicul. Mașina se încuie și se pliază automat și oglinzile nu avea vechiul Koleos. Și de asemenea, la deschiderea portierelor din interior se poate face acest lucru și fără să deschizi, fără să apeși butonul de unlock. Deci pur și simplu deschizi portiera și ieși afară. Și nu în ultimul rând, o chestiune despre care eu am povestit la primul nostru test cu Koleosul, versiunea actuală, dar fără facelift, zgomotul motorului. M-am plâns că motorul este zgomotos și la viteze mai mari și la turații mai ridicate este zgomotos față de mașinile cu care concurează. Acum nu știu dacă m-a ascultat cineva de la Renault pe mine sau plângerile clienților, însă o modificare esențială la acest Koleos este o mult mai bună antifonare. În sfârșit, modelul are o antifonare pe care o aștepți de la genul acesta de vehicul, un vehicul totuși cu anumite pretenții și prin prisma prețului și prin prisma așteptărilor clienților. Deci marele lucru care se simte imediat când te urci în Koleos cu facelift este
cum se aude motorul înăuntru. Mult mai estompat, au dispărut zgomotele metalice și brutale pe care le avea vechiul Koleos și într-adevăr ai un rafinament demn de cum arată acest model Koleos. Cum spuneam, nu am ce să vă arăt nou la această mașină, e același Koleos pe care l-am prezentat. E normal că dacă vreți să vedeți tot ce face un Koleos, vă uitați și la versiunea asta cu facelift și la modelul de dinainte pe care l-am prezentat complet. O să vă spun ce pneuri are mașina. Jantele sunt de 19 inch și pneurile sunt Nokian. O să merg imediat lângă ele să vă citesc exact ce scrie pe ele, ca să știți. Și un lucru este important, la Renault România, managerul de produs s-a schimbat, a venit o doamnă care vine de la Mercedes-Benz și se pare că vine cu o optică un pic diferită. O să vedeți în interior, când vom filma interiorul, că o să și pentru mine a fost o surpriză. Este într-adevăr un Renault în care te urci și simți aerul de Mercedes-Benz, mă refer la configurare. Adică o să vedem un interior cu piele albă, o să vedem o anumită selecție de culoare, nu numai a exteriorului, ci și armonizarea cu interiorul. Deci, practic, mașina, în momentul în care am deschis portiera și am văzut cum arată interiorul, am văzut altceva decât eram eu obișnuit la Renault. Ăsta e un lucru bun. Se vede că cineva care a vândut, probabil, sau s-a ocupat de modele de lux cu N posibilități de configurare, a înțeles că și aici, în zona Renault, se pot face lucruri frumoase, pur și simplu doar alegând anumite opțiuni, combinându-le așa cum trebuie. Și o să vă placă rezultatul, o să fiți de acord cu mine după ce o să vedeți filmat și interiorul. Pneurile sunt Nokian WR SUV 4, dimensiune 225x55R19, bineînțeles de iarnă. Nu vreau să vă arăt cât de mare e portbagajul sau ce știe el să facă, tot 565 de litri are, ca la primul Koleos filmat de noi. Vreau să suportați un minut o reclamă pentru niște parteneri foarte vechi de ai noștri și care întotdeauna ne-au ajutat. O să înțelegeți cât de importanți sunt pentru mine când o să vă descriu ce vedeți aici. Aici vedeți niște genți, rucsaci, cum vreți voi, genți de umăr de la Victorinox. Victorinox este reprezentat în România de firma AG Comexim. Patronul de acolo, cu mare drag îl pot numi un prieten și un om extraordinar. Și aici vedeți practic trei dintre borsetele, rucsacii, cum vreți voi să le spuneți, pe care le-am folosit. Cel din stânga, ăsta de aici, este actualul meu. E și plin cu tot ce car eu în el, deci e ceea ce car eu după mine zi de zi. Înăuntru nu vreți să știți ce. Acumulator de schimb, chei de mașini, acte, ochelari, tabletă, tot ce folosim noi, eu, da, zi de zi. Ăsta e fostul meu sac de la ea, are vreo 10 ani. Iar ăsta are vreo 13 ani și arată cam așa. Ce vreau să subliniez? Zi de zi. Deci el este nedespărțit. El și ochelarii pe care am la ochi sunt întotdeauna împreună cu mine. Deci, uitați-vă cum arată un Victorinox. Deci nu e nicio reclamă, nu mi-au dat ei, cum să spun, rucsaci ăștia, ia arată, domne, ce... Nu, eu am mână liberă să fac ce vreau. Ăștia sunt rucsacii pe care i-am avut. Așa arată. După, cum spuneam, ăsta roșu are 12 ani. Uitați-vă, n-are niciun defect. Deci, în afară de uzura normală, da? Nu s-a rupt nimic la el, n-are nicio problemă. Este absolut fantastic. Ăsta, al doilea, l-am purtat aproximativ 10 ani. 9 ani și ceva, 10 ani. Uitați-l cum arată. Ăsta a avut un defect. Nu că a avut un defect. Deci de-a lungul vieții i s-a rupt chestia asta. Ea ar fi trebuit să arate așa. Da? Și la un moment dat, nu știu, l-am agățat, a avut un defect de fabricație. Habar n-am, cert este că după 10 ani
S-a rupt chestia asta. În rest este așa cum îl vedeți, ca nou, da? Uitați-vă la el. Deci este calitatea. Bine, nylon nu este balistic pentru cei care se pricep. Deci ăsta este un nylon balistic de înaltă rezistență. Practic sunt făcuți să dureze, habar n-am, cred că poți să mori și ăsta să mai fie. Iar ăsta e actualul meu rucsac, pe care l-am, cred că are vreo 8 luni, 7-8 luni, deci e mai nou. Și ăsta are plusuri și minusuri, nu o să insist asupra lor, o să vă povestesc doar așa, care sunt diferențe. Ce se vede față de ăștia pe care i-am mai avut? E mai mare. Ei, ghiciți ce, ăsta mai mare e mai ușor decât ăștia alți doi. Deci, a umblat undeva. Ca defecte pe care le-am observat în aceste luni de utilizare, baretele sunt mai slabe decât la vechea generație, mai subțiri, probabil că de aici vine și faptul că sunt mai ușoare. Nemai având acest fir de nylon pe mijloc, tind să alunece mai des de pe umăr, lucru care mă enervează foarte mult. Însă e singura chestiune care știrbește din utilitatea și spectacolul acestui rucsac. Au un sistem toate care permite purtarea în mai multe moduri. Deci poate fi purtat ca rucsac și dacă faci chestia asta de aici, și înțelegeți ce vreau să zic, poate fi purtat și ca geantă de tip poștaș, deci are mai multe moduri în care poți configura. Dacă vrei ceva care să vă țină o viață, sunt cele mai tari chestii pe care le-am avut în viața mea și am avut foarte multe. Gândiți-vă că primesc cadou, fără exagerare, poate 30-40 de rucsaci și tot felul de chestii din astea anual. Nimic nu se compară la calitate cu ce vedeți aici. Deci eu n-am avut până acum ceva care să fie mai... Gândiți-vă că ăsta are 12 ani de utilizare zilnică și arată așa. A, bun, o să-l iau acum la pescuit, la mai știu ce, o să-mi bag alte chestii în el și o să fie foarte bun. Verificați în linkul pe care vi-l las în acest film și o să înțelegeți de ce spun că sunt niște chestii extraordinare. Intrați pe agcomexim.eu, este site-ul lor, și o să vedeți acolo și alte lucruri deosebite pe care le oferă ei. Ce observăm în interior? Motorul pornește destul de rapid. O să vă arăt pe parcursul filmărilor și un aspect foarte interesant despre acest motor. O să fac o comparație cu 1.3 TCE-ul tot de la Renault, unde spuneam că la repornire și la pornirea normală și la repornirea din stop-start, motorul are un zgomot și un comportament tipic de diesel. O să vedem aici la acest 2 litri DCI că aproape că se restartează mai rapid decât 1.3 TCE sau, mă rog, mai elegant, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Pe bord vedeți un consum mediu de 10.3 litri la 100 de kilometri. E consumul făcut numai în oraș. O să vă și mișc prin... Deci am făcut 118 kilometri doar în București și cam în zona asta stai. 10.3 litri la 100 pentru cei care sunteți interesați de consumul exclusiv urban. Motorul rămâne în continuare o idee mai zgomotos decât îmi place mie pentru genul acesta de vehicul. Koleos e un model despre care eu așa mi-amintesc când l-am prezentat prima dată. E faraonic, așa am spus despre el, și într-adevăr îți dă această impresie. Deci o mașină care arată foarte bine, are niște proporții, cum să spun eu, puternice, musculoase. Deci este o mașină care impune respect. E o mașină chiar luxoasă. Când te uiți la ea, are niște linii cromate deosebite. Nu e orice mașină mare. Te aștepți la genul acesta de model ca rafinamentul în interior și în ce privește calitatea materialelor, opțiunile pe care le
primești, plus bineînțeles ambianța sonoră care vine, intri în sec la pornirea motorului, să fie deosebite. Și în mare parte sunt, însă Koleos rămâne în continuare tributar unor mărunțișuri neplăcute din punctul meu de vedere. Respectiv, acest gomot de motor, am lăsat motorul pornit ca să-l auziți, deci are un mârit continuu motorul, nu neapărat foarte rafinat, e un progres față de Koleosul de dinainte de facelift, care era eminamente zgomotos în majoritatea regimurilor, de la relanti și mai ales când se tura motorul cu comportamentul tipic pe care îl are și cutia de viteze CVT. Au ținut cont de plângerile clienților probabil și au îmbunătățit acest lucru, dar nu suficient după părerea mea. Deci nu suficient în comparație cu cine? Vreți să vă dau exemple? Touareg nici nu se discută, deci Touaregul e de un rafinament care nu poate fi comparat cu acest Koleos. La fel modelele de la Hyundai Kia, noul Santa Fe de exemplu sau Sorento, sunt net peste la calitatea percepută a sunetului în interior. Și mai sunt și alții, Ford Edge, la fel, e foarte bine antifonat și cu un sistem inclusiv activ de reducere a zgomotului din habitaclu. Aici cred că este unul din punctele care ar putea să nu placă realmente celor care agrează Koleosul. Koleos e o mașină deosebită în această configurație, mie îmi place foarte mult, însă pe lângă chestiile deja enumerate de mine, mai sunt unele mici lipsuri pe care nu reușesc să le înțeleg. De exemplu, Renault are acces la un sistem de masaj în scaune. De ce nu este sistemul de masaj în scaune pe Koleos? O să râdeți, dar am primit un răspuns, acum nu știu dacă să-l interpretez ca oficial, neoficial sau o glumă, însă se pare că ideea din spatele neoferirii acestui sistem de masaj în scaune și pe Koleos este faptul că, fiind SUV, se presupune că mergi și în afara terenului și te masează acolo, cum, prin suspensie, adică, mă rog, nici nu știu dacă să o iei ca pe glumă sau dacă oamenii de la Renault au vorbit serios când au spus chestia asta. Deci e o tehnologie pe care ei o au și nu o pun pe Koleos. La fel, deși interiorul mie îmi place, este foarte bine făcut, are posibilități de personalizare practic peste toți concurenții direcți, având posibilitatea de a schimba multiple display-uri în zona ceasurilor de bord, culori diferite, mă rog, practic ai acces la un număr destul de mare de personalizări ale iluminării interioare, ceea ce nu se întâmplă la mașinile cu care concurează Koleos. Ai un interior acesta pe care îl vedem, cu pielea asta deosebită, care arată absolut premium, dacă vreți, deci nu e nicio exagerare. Dacă te uiți cu atenție în interiorul unui Koleos, nu neapărat ca un pretențios, ci ca un om care a mai luat contact cu mașini diverse, nu ai cum să nu remarci maestozitatea și faptul că interiorul este în sine impresionant. Și atunci ajungi, bineînțeles, la întrebări din astea, bun, simți, bun, și de ce nu avem ventilație în scaune decât pe nu știu ce versiune, care de fapt nu se vinde la noi în momentul de față? De ce nu avem un sistem de wireless charging într-o mașină care totuși este blindată de electronică, cu N, mufe, USB, conectivitate, Android Auto și așa mai departe? De ce lipsește un sistem care este deja oferit inclusiv pe mașini de clasă mică? Da? Majoritatea telefonelor mobile moderne, indiferent de zona de sistem de operare din care provin, că sunt Apple sau că sunt cu Android, știm foarte bine că se orientează către aceste posibilități de încărcare wireless, că este o chestie comodă și nu în ultimul rând de siguranță activă. Faptul că nu mai stai să înfici cabluri în timp ce conduci, cum se întâmplă de obicei, ar trebui să fie în prima linie pentru Renault aceste lucruri și ele nu sunt. Și este surprinzător uneori, pentru că în general Renault este un constructor destul de avangardist și care a oferit de foarte multe ori soluții tehnice, mai ales pe partea de infotainment, în premieră. Și pe mine mă miră treaba asta. Adică
mă gândesc așa, că un client care vine și vrea să dea 40.000 de euro pe un Koleos va pune întrebările astea pe care le pun eu. De ce n-am aia, de ce n-am aia, de ce n-am aia, de ce n-am aia? Indiferent dacă ar costa în plus, da? Vreau să am această posibilitate de a opta pentru treburile astea. E păcat că Renault, mă rog, probabil dintr-un calcul cinic de rentabilizare sau habar n-am de ce, încă se încăpățânează să surprindă cu anumite chestiuni meschine, dacă vreți, în cazul acestui Koleos. Adică nu e totuși doar un SUV cu care să mergi pe câmpie, o mașină de stradă în primul rând, cu posibilități de a merge și în afara terenului, având tracțiune integrală și o posibilitate rezonabilă de a aborda și alte zone decât cele de asfalt. În rest, cum spuneam, interiorul rămâne destul de impresionant, sistemul audio Bose este de calitate foarte bună, mașina în principiu se conduce excelent, adică nu am probleme că e barcă sau mai știu eu ce minuni din astea, nu, e o mașină care se conduce foarte bine, suficient de dinamic, dacă ești în auto, în modul 4-wheel drive auto, pur și simplu ai un control foarte bun al mașinii, în ciuda faptului că o mașină mare și grea poate fi condusă rapid, poate fi condusă în forță și, sigur, invariabil ajungi la aceste chestiuni. Putea să fie mai bun, putea să fie mai bine antifonat, deși, repet, e un mare progres față de vechiul model și putea să fie impecabil acest Koleos. Altfel însă, sunt sigur că vor veni întrebări de la mulți și o să spună, da, dumne, dar de ce să-mi iau Koleos? Când, uite, ăla mi oferă asta, ăla mi oferă asta... Până la urmă, în zone de preț, să spunem, asemănătoare. Sau or să fie oameni care o să spună, mai dau 5.000 și mi-au cu tot ce vreau și face mai mult decât acest Koleos. Deci e păcat. E păcat pentru că baza mașinii este una foarte bună.